Duminică 13 ianuarie 2019 mă aflu în orașul Rădăuți din județul Suceava, unde am participat la expoziția Colombofilă Națională a FRSC, aferentă anului 2018. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu unul dintre tinerii crescători de valoare acestei federații. Este vorba despre domnul Crețu Ovidiu din Băicoi. Te salut, Ovidiu. În primul rând vreau să te felicit pentru faptul că în ultimele zile am auzit doar vorbe bune despre tine. Că ai fi un băiat extraordinar, m-am convins și eu aseară. O să mă conving și în perioada următoare, dar... Că ești o investiție de viitor, să zic așa, în colombofilia brahoveană și în colombofilia românească. Știu că te-ai implicat mult în organizarea actualei ediții a expoziției, este? Da. Am organizat cam tot ce se putea, din punct de vedere tehnic. Fișe de expoziții, știu că ai lucrat la ele, da, catalogul, nu? Am grupat pe categorii, cam tot ce ține aici, în afară de aranjatul cuștilor, cam tot. Știu, am auzit asta, te felicit. Pentru vârsta ta am înțeles că ești destul de tânăr. Da, am 25 de ani. Mulți înainte. Ai început cu dreptul, cu mare pas înainte. Am început cu dreptul. Domnul Star Marian, care este președintele Asociației de Ține Prahova, m-a ajutat foarte mult. Mă ajută în continuare. Și te sprijină, știu. Te vrea alături în echipa dânsului? Sigur. Acum tu decizi dacă o să te alături sau nu, nu? Trebuie să mă alături, că nu am așa ce face. Nu știi că ai problemă la nivelul ăsta? Persoanele care doresc să se implice benevol în astfel de activități organizatorice sunt destul de puține. Da. Mai ales să fie și serioase. Da, ori tu ești o investiție... Da, domnul Marian mă apreciază pentru că sunt serios, foarte serios. Fac tot ce mi se cere, chiar și colombofilii, poate să-mi confirme colombofilii, că am răspuns la toate întrebările lor. Și de că la solicitări am văzut. M-a solicitat în acontatora, am fost acasă. Am văzut. Am ajutat. Dincolo de asta știu că ești un pasionat colombofil, chiar aici ai porumbei în expoziție? Da, am și eu 3 porumbei în expoziție, la categoria viteză tineret palmares, am locul 3. Locul 7 și locul 8. Super, frumos. Păsări frumoase, da. Ca și origini, ce ne poți spune despre ele? Am ajutorul porumbelor mei, se trag de la domnul Tânăsoiu Marian, pe care mi-a dat domnul Iloveanu Marian. Da, a știu. A adorat el într-un tandem cu Manu Iloveanu, a renunțat și toți porumbii dorătorii sunt la mine acasă. Super, și te vezi că ai făcut treabă bună cu ei? Da, am scos încă din primul sezon cu pui, am scos locul 1 la categoria Aspui, locul 2 la viteză crescători. Bravo ție. Și încă un locul 5 la viteză porumbă. Și meserie colombofilă, cine te-a învățat pe acasă, pe acolo? De la cine ai mai furat? Domnul Marian Iloveanu. Și acum am început să mai apreci la domnul Tălăsului Marian. Să mai-mi explice. E bine că ai doi profesori buni, să știi. Da, trebuie să știe mai bine și domnul Iloveanu știe că îmi place mult și îi place să mă ajute. E bine asta. Mi-a dat și porumbei, mi-a dat foarte bine. Deci ești receptiv la tot ce, nu? Tot ce orice informație primești. Acum timpul nu prea permite. Am început să mă ocup de partea tehnică. Mi-ocupă mult timp. Știu. Și... Bine, va trebui să ne îmbin cumva, adică da, să nu pierzi la niciunul dintre capitole. Ești tânăr, ai putere de muncă încă. Da, o să rămân, o să încerc să îmbin pe amândouă. Da. Te mai ajută cineva în creșterea porumbeilor? Da, mă ajută mama mea. Da? Care ia, sunt la servicii, mai îmi dă mâncare, când îi antrenez, îi mai bag înăuntru. E bine. Da. Ce-s bura, văduvie naturală? Nu, văduvie, doar văduvie. Văduvie, nu? Mai simplu, la văduvie e mai simplu. Așa e. Sunt treții mai ușor. Natural e multă mizerie și la văduvie e mai ușor să fac curat, să îi antrenez. Da. Uite, într-o bună zi, când o să mai trecem pe acolo, prin Băicoi, în sus, pe Valea Prahovei, o să dăm o fugă și pe la tine? Sigur, vă aștept cu mare plăcere. Să-ți filmăm păsările. Ia spune acum, pentru 2019, ce planuri ți-ai făcut? Ce gânduri? Ce rezultate ai dorit să obții? Aș dori să ridic o cupă la nivel național, bineînțeles. Am oprit niște păsări bune de la sezonul cu pui, am oprit acasă. Ți-ai zburat pui în toamna? Da, am cumpărat 3 etape și pe cei mai buni am oprit acasă. Mă aștept rezultate de la ei. Sunt cei care, cu un an în urmă, au făcut treaba. Cu ce lot intenționezi să începi la zboruri în 2019? Nu am un lot foarte, undeva la 30 de porumbei, 35.
fac o selecție dură a lor, renunț la majoritatea porumbeilor care fac rezultate. E bine asta. Sunt porumbei extraordinari, renunț. E bine asta. Într-adevăr. Că altfel nu descoltesc calitate. Dacă cer cu sita mică, înseamnă că o să ai rezultate bune. Așa o să fac. Corect. Îi priez an de an și asta e chestia. Ia spune, ultima întrebare. Moștenești pasiunea de la cineva din familie? Ai avut pe cineva de la care ai preluat microbul ăsta? Un unchi de-al meu avea porumbei și eram mic. Înainte nu prea știam eu așa, băteam cu pietre. Eram micuț și ulterior am preluat toată activitatea. Da? Nu mai sunt porumbei. Nu mai există porumbei, ce aveam în mic. Știu. Ți-a adus alții și alții de mai bună calitate. Da, tot am adus, am investit. Bravo. Am făcut și o volieră mai frumoasă până cerea cerința. Avea cerință să le zbor de acolo. Corect. Ovidiu, mă bucur foarte mult că am stat de vorbă cu tine. E primul nostru interviu, sunt convins că vor urma și altele. Mă bucur și eu că mi-ați acordat atenție. Te felicit pentru toate vorbele frumoase pe care le-am auzit despre tine. E un lucru deosebit la un tânăr de vârsta ta să auzi atâtea laude. Mulțumesc mult, domnule Alexandru. Nu te laud nici eu acum, dar asta e realitate. Și pentru rezultatele bune din spectrul columbofil pe care l-ai avut și îți doresc în continuare mult succes, Ovidiu. Mulțumesc frumos. Toate cele bune, cu stimă, numai bine. Mulțumesc.